Neața tuturor! Știu, este o oră extrem de matinală, dar eu m-am trezit cu o poftă nebună de a vă citi poezie. Și astăzi o să vă citesc o poezie de suflet, dintr-un volum de suflet. Îți dă cu sin, dă-i cu biuazbin, publicat de buna mea prietenă Livia Stoica, sub pseudonimul Potecă pe Mare. Poezia de astăzi se numește Du-te dracu cancer și este dedicată tuturor celor care au trecut prin asemenea experiențe cu totul și cu totul triste și neplăcute. Visez la ziua aia în care într-o zi ne vom juca fața, când eu mă voi ascunde de tot ce aș putea fi, iar timpul ăsta căruia tu îi zici nonșalant prezent, de parcă ar fi cel puțin nemurirea, timpul ăsta nu mă va mai găsi. Dacă aș putea călători în timp, m-aș întoarce în ziua aceea și aș face astfel încât nenorocita aia de asistentă care a lăsat analizele pe patul de spital al bunicii mele să sufere brusc de amnezie, să o lovească d'amblau atât de tare încât să înceapă să facă grafiti cu propriul sânge, nu cu cel al bunicii mele. Să scrie cu litere mari: Du-te dracu cancer, că mi-ai luat bunica. Dacă m-aș întoarce în timp, m-aș duce în alt timp. Un timp în care chestia aia care se numește speranță va veni cu 500 de zâmbete și 1111 picioare și mă va lipi cu un abțibil de soare. Oare soarele alungă și speranța de pe cer?